Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să povestim despre niște parfumuri care au intrat în colecția mea în ultima perioadă. Sunt câteva, nu am foarte multe. Dar înainte de toate, vreau să-mi spuneți și voi ce ați mai testat, ce ați mai cumpărat, ce parfumuri ați mai cumpărat, desigur, pentru că eu vă arăt mereu ce parfumuri cumpăr, ce iese din colecție, ce testez și așa mai departe. Dar am și eu curiozitățile mele și vreau și eu să știu ce vă mai cumpărați și voi. De asemenea, voiam să vă rog să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, dacă reveniți pe acest canal și nu ați apucat să vă abonați. Este gratuit, canalul meu nu s-a schimbat cu absolut nimic, doar că am adăugat și butonul Alătură-te în cazul în care doriți să susțineți acest canal. Și să vedeți și niște clipuri suplimentare, pentru că mi se pare normal să fac ceva în plus pentru membrii. Așa că aveți acolo 4 tipuri de abonament dacă vreți să deveniți membru, alăturați-vă. Gata. Și o să încep cu un parfum de care eu sunt foarte, foarte, foarte încântată, un parfum care îmi place foarte mult. Este vorba despre Narciso Rodriguez Narciso Poudre. Este un parfum floral, moscat, lemnos. Foarte feminin, foarte plăcut, un parfum pudrat, desigur, așa cum îi spune și denumirea. Îmi place foarte mult parfumul acesta, mi se pare un parfum feminin și matur totodată. Un pic dulce. Ce să zic, ador parfumurile de la Narciso Rodriguez și acesta îmi place foarte, foarte mult. O să mai discutăm despre el în parfumurile săptămânii, desigur. Următorul parfum care a intrat în colecția mea, să știți că am și două parfumuri care, cum au intrat, așa și ies din colecție, este vorba despre Helan Genova Monoi de Tahiti. Eu am mai avut de la acest brand încă un parfum care era cu rodie, foarte persistent și proaspăt fructat. Mi-a plăcut și acela mi-a plăcut mai mult. Acesta este un parfum cu floare de tiară, cu cocos și cu ulei de monoi. Dar, este genul acela de parfum cu tiară care mie nu-mi place. Mă duce cu gândul la Plumeria de la Theodoros Kalotinis. Și, sinceră să fiu, m-am gândit că este altfel, dar are mirosul acela destul de natural pe care l-am simțit, de exemplu, în Kalotinis și nu mi-a plăcut. Din fericire sau din păcate, nici nu știu cum să zic, parfumul acesta persistă foarte bine și este foarte intens. Este și o apă de toaletă. Cred că sunt niște parfumuri care se găsesc în Italia în farmacii, dacă nu mă înșel. Zic și eu așa, din ce am înțeles eu, dar da, nu o să rămână în colecția mea pentru că este, nici nu am apucat să îl port prea mult, adică doar l-am testat, pentru că am simțit izul acela care mie nu-mi place, este destul de puternic pentru mine, este un floral tropical cu care eu nu mă înțeleg, da, nu, nici cu cel de la Kalotinis, cu Plumeria, nu m-am înțeles absolut deloc și a plecat și el din colecție, așa că nu are rost nici măcar să îi mai dau o șansă. Următorul parfum a revenit în colecția mea, este vorba despre Nina Ricci L'Extase. Este un parfum pe care eu l-am avut acum câțiva ani și îmi plăcea atât de mult încât îl foloseam zilnic. Un parfum dulce, fructat, caramelicios, cu trandafir, sexy, dulce. Mi-a mai rămas în sticlă, nu știu, cred că vreo 15-20 de mililitri și l-am dat la un moment dat la un schimb, pentru că oricum îl folosisem destul de mult. Dar să știți că mi-a părut rău de el și mi-l doream în colecție, apoi a fost discontinuat și nu se mai găsea. E foarte frumos parfumul acesta, îl ador. Și mă bucur că l-am mai găsit, am sticluța asta mică și foarte drăguță, îmi place mult de tot. Îmi plac mult în general sticlele mici,
Da, a venit acasă L'Extase. Haideți să trecem la următorul parfum, care și el, cum a intrat în colecție, așa o să și plece. L-am desfăcut doar pentru că nu mai puteam de curioasă, l-am purtat o singură dată și mi-am dat seama de când am văzut combinația de note că nu este un parfum care mi se potrivește. Și nu este un parfum care îmi displace, dar nu mi se potrivește mie. Adică, nu. Haideți să vă spun notele și o să vă dați seama că nu prea am eu parfumuri în colecție cu această combinație de note. Avem ud, geranium, acor de piele, trandafir, șofran, cardamom, labdanum, santal și mosc. Da, mai regăsesc din izul acesta prin colecția mea, de exemplu la parfumul de la Boadicea, mă duce cu gândul acolo, dar nu este aceeași combinație, nici cu acela nu pot să zic că sunt foarte bună prietenă, adică îmi place mai mult decât îmi place acesta, dar nu este un parfum care să mi se potrivească 100% și acesta clar nu mi se potrivește deloc. Se numește Lady Wood casa aceasta, site-ul este Lady Wood Mr. Wood și parfumul se numește Lady Jewelry. Este bijou de parfum elixir de lux, are 100 de mililitri și da, este un parfum puternic, foarte bine făcut și combinația asta este una așa trandafiroasă, cu un pic de piele, cu ud. Este și proaspăt, așa proaspăt condimentat. Deci este un parfum interesant pentru persoanele care apreciază genul acesta. Eu nu pot să zic că nu. Nu o să-l port dacă îl păstrez în colecție. Ei bine, l-am pus în clipul acesta, chiar dacă am zis că nu o să rămână la mine în colecție de când l-am mirosit, pentru că am vrut să știți despre această casă, poate nu ați aflat până acum, și e bine să mai vedem și altceva. Așa arată sticla, așa arată, e o sticlă simplă, dar drăguță, capacul. Și da, o să-l mai pulverizez o dată. Cumva este descris el ca fiind un parfum pentru femeia puternică care, de fapt, pentru femeia puternică care trebuie să iasă în față, la modul că ești o femeie puternică, dar nu te arăți în modul acesta sau nu-ți dai seama cât de puternică ești. Da, este un parfum foarte puternic, curajos așa, dacă pot să-l descriu astfel, curajos și, cum să zic, așa pentru o femeie mai puternică, sexy în același timp, dar inabordabilă, să zic așa. E frumos. E un parfum frumos, dar nu mi se potrivește mie. Așa că el o să și plece din colecția mea. Și ultimul parfum despre care vorbim, după cum vedeți, este o frumusețe de cutie. Nu am în colecție un parfum de la Vince Camuto, nu am mai avut. Este vorba despre Amore, care are și o sticlă foarte drăguță. Din nou, genul acela de parfum romantic, feminin, vesel. Cred că astea sunt parfumurile care mi se potrivesc cel mai bine. Pe el îl văd. Haideți să vă explic puțin cum stă treaba la mine cu parfumurile pe care eu le văd mai mult pentru perioada caldă, ca să înțelegeți. Am în colecție parfumuri care sunt dulci, care sunt fructate, florale, dar și dulci în același timp, doar că pe ele le văd destul de versatile. Pe ele le văd bune de purtat tot anul și de aceea zic eu că sunt mai potrivite
pentru perioada caldă, pentru că am altele în colecție, mult mai dulci și mult mai puternice decât acestea, genul acesta de parfumuri romantice, feminine, așa foarte proaspete, dar și dulci și fructate și florale. Pe ele le văd bune pentru tot anul, însă am în colecție unele atât de puternice și atât de dulci pe care le văd doar pentru perioada rece, doar pentru iarnă le văd pe unele. Și atunci este o perioadă destul de scurtă în care pot să le port și pot să mă bucur de ele, încât pe acestea, mai florale, mai fructate, mai proaspete, le las pe mai târziu, pentru că pe ele pot să le port mai mult timp. Și mie, cum îmi plac parfumurile intoxicante și dulci, profit de perioada rece pe care o avem și mă intoxic la maxim pentru că am mai mult timp să port aceste dulcișoare, florale și prospețele. Da. Despre Vin Scamuto Amore avem așa ca și note fructul pasiunii, clementină, casis și bergamot. Avem în mijloc flori, orhidee, frezie. Avem lotus și în bază avem lemn de cașmir, mosc, ambră și santal. Este un parfum frumușel și foarte feminin, foarte tineresc, floral, drăguț, dulce, proaspăt, da. Este deschiderea asta fructată cu un pic de verde. Este o deschidere fructată, dulce, cu un strop de ceva verde. Probabil că este casis, dar e foarte frumos. E proaspăt, e feminin. Îți dă o stare super, super bună. E chiar frumos parfumul acesta. Și da, este un parfum pe care îl văd foarte potrivit primăvara, vara, toamna, de vreme, pentru că ați văzut că și toamna este destul de cald. Îl văd purtat până să treci la parfumurile intoxicante. Super drăguț. Da, are lotusul acesta care îi dă un iz așa apos, proaspăt. Îmi place parfumul, este drăguț, nu este nimic ieșit din comun, nimic nemai întâlnit. Da, este un parfum comun, dar frumos, frumos. Nu pot să zic că seamănă cu altul, doar așa, ca și categorie olfactivă. Foarte drăguț. Cam atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul acesta. Aștept comentariile voastre, spuneți-mi, vă rog, ce v-ați cumpărat și ce mai testați și dacă aveți dintre parfumurile pe care vi le-am arătat astăzi, spuneți-mi părerea voastră despre ele. Noi ne auzim în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Mă găsiți și pe Instagram, aveți toate informațiile în descriere. Până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!